Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se încearcă, Noua Zeelandă, se încearcă limitarea uneia dintre cele mai mari surse de gaze cu efect de seră din această țară, pentru că nesimțitele astea de vaci și uei... Nesimțitele, când Vlad spune asta, le alintă în sensul ăsta. Noua Zeelandă ar deveni astfel prima țară care taxează fermieri, evident, pentru emisiile de metan ale animalelor. Pe ambele părți, adică și într-o parte. Păi se poate emite. Ce vrem, măi, e o chestie tehnică. Deci guvernul Noii Zeelande a discutat despre asta, a stabilit. Un corp de experți, domne, ce flatulențe și gaze emit și pe unde oile și vacile. Să taxăm asta. Și noi zicem, dai noștri, știi? Ai noștri încă sunt la nivelul să mărim taxele pe case. Aia taxează vacile și oile. 5 milioane de locuitori în Noua Zeelandă, 10 milioane de vaci, 26 de milioane de oi. Și noi avem și locuitori și vaci și boi mulți. Asta e țara lui Nea Gigi. Da. Bun, aproape și de fes. Treaga amprentă de emisii, în special metan, în Noii Zeelande, vine din agricultură. Și eu nu înțeleg de ce, adică mereu cu, știi, toate guvernele din lumea asta au mereu o atitudine asta ostilă față de cetățeni să pună taxe. Dar nu mai bine împrăștie bobițe de carbocit pe pajiște. Mănâncă oița, mănâncă văcuța, mai puțină flatulență, a rezolvat problema. Și doi, mă întreb, dar cum se aplică oare taxa asta? Adică așa, otova, că nu toate oile sunt egale, nu? Adică poate una e mai nesimțită ca alta. Mănâncă mai mult, are și un deranjament intestinal. Una poate mai... Frate, și când îi dă, înțelegeți? Că de ce e asta, miorița de aici, să fie taxată ca mioara de dincolo? Explicați-mi și mie. Atâta nedreptate față de niște biete animaluțe și față de fermierii care le dețin. Să se evalueze mai bine, tovarăși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.